De sărbători ne îmbrăcăm, sau cel puțin avem tendința să ne îmbrăcăm în ținute ceva mai speciale, însă și în acest caz trebuie să avem grijă la alegerea acestora pentru a fi adecvate momentelor din diferitele zile de sărbătoare. Primim sfaturi de la fashion bloggerul Sandra Bendre în legătură cu povestea aceasta. Ziua bună, Sandra! Ziua bună! Bun. De Paște ne place să ne îmbrăcăm ceva mai frumos, să spunem. E sărbătoare, sunt zile de sărbătoare, vrem să fim un pic altfel decât suntem în viața de zi cu zi, să spunem, când sunt zile normale de muncă, de relaxare. Care sunt ținutele recomandate pentru zilele de sărbătoare? Și ce să nu, și unde să nu greșim? Că se și greșește. Da, știm foarte bine că avem tendința să, sau se spune că de Paște ne reînnoim garderoba și ținutele pentru, îmbrăcăm ținute de sărbătoare și avem tendința, cum spuneai și tu, sau este recomandat să purtăm ținute elegante, să mai se deosebite. Simtă prin toate că e sărbătoare. Așa este și atunci, automat, când spunem ținute de sărbătoare, ne gândim la cele ținute elegante, femeile se gândesc întotdeauna la rochii, se gândesc întotdeauna la pantofi cu toc, la foarte multe bijuterii, foarte multe detalii. Să știi că am observat că foarte multe dintre femei ba chiar își fac programare la coafor, ba chiar aleg să se machieze. Se înfrumusețează în această perioadă. Exact. Aleg să acorde o atenție mai mare felului în care arată. Ceea ce nu e rău. Dar să nu exagerăm. Despre asta e vorba. Adică să alegem fiecare lucru la momentul potrivit. Să spunem ținutele elegante. Bun, vrem să purtăm și ținute ceva mai elegante în zilele de sărbătoare. Când sunt recomandate aceste ținute? În ce condiții și cum să alegem piesele care să compună o ținută ceva mai elegantă? Este foarte important ca atunci când alegem ținuta să știm exact unde purtăm acea ținută, să o alegem în funcție de momentul zilei, în funcție de dress code-ul, dacă acesta există în cazul evenimentului la care mergem, dacă mergem la un eveniment, și să alegem în primul rând o ținută care ne avantajează, nu doar să fim tentate să cumpărăm piese vestimentare noi doar pentru a achiziționa ceva nou în garderoba noastră. Putem să jonglăm cu piesele vestimentare pe care le avem deja în garderobă, iar dacă alegem să investim în noi piese vestimentare, ar trebui să ne orientăm puțin spre piese vestimentare mai fluide, de exemplu, să renunțăm la cele rochi clasice negre, foarte simple, foarte sobre, să alegem poate rochi cu un print floral, pentru că tot vorbim de luna mai, Paștele anul acesta este în luna mai și să sperăm că prin florile de pe rochie să ne gândim la vară, la primăvară, vremea nu prea ne lasă să ne gândim la ea. Da, să știi, uite, putem să ne înveselim ținuta și să avem o stare de spirit mult mai bună prin prisma ținutelor pe care noi le alegem. De asemenea, clasicele rochi pot fi înlocuite cu fuste și depinde de model. Trebuie alese și ele în funcție de silueta pe care o avem. Însă recomandarea mea este să renunțăm la culorile închise, la culorile sobre și să ne reorientăm spre piesele mai colorate, mai vii. Foarte bun. Ne ducem la biserică de Paște și vrem să fim elegante, dar nu ne luăm rochițe cu paiete și lucruri de genul acesta, dantele foarte fine și alte ținute de genul, pentru că sunt ziua, mersul la biserică de obicei e ziua și nu prea se nimeresc să se potrivească cele două paiete, dantele, lucruri foarte elaborate cu ziua, cu perioada zilei, vestimentația de zi. Cred că există foarte multe preconcepții legate de ținuta de sărbătoare în cazul nostru al româncelor și nu numai, dar să știi că am observat că, așa cum spuneai și tu, femeile își doresc să fie foarte elegante, fie că vorbim despre ținuta de mers la biserică, fie că vorbim despre o ținută pe care alegem să o purtăm în cazul în care luăm prânzul în familie. Sau mergem undeva în vizită de sărbători. Așa este. Femeile automat se gândesc la ținute elegante și când spun ținute elegante, la rochii. Nu mai țin cont de faptul că aceste rochii sunt mult prea elegante sau poate mult prea scurte în cazul în care vorbim de ținutele de mers la biserică. Am observat că foarte multe tineri aleg să poarte rochii mult prea decoltate sau foarte scurte sau prea transparente, pentru că este foarte important
să alegem piese vestimentare de calitate, nu doar pentru că sunt în tendințe sau au un croi deosebit, ele trebuie să fie decente, mai ales atunci când vorbim de ținute care se pretează a fi purtate în medii mai, mai speciale. Nu trebuie să purtăm niciodată la biserică o rochie din paiete. Dar e rochie de sărbătoare, de ce nu? Ar zice multe dintre uite, doamne și domnișoare. Acestea pot fi purtate doar în cazul ținutelor de club, în niciun caz atunci când mergem în vizită la bunici sau când mergem în vizită la soacră, că tot vorbim de vizite. Da, nu cred că ai fi privit tocmai cu ochi buni. Dacă ai ajunge într-o rochie foarte bună. Exact, într-o rochie foarte scurtă sau prea decoltată sau, uite, foarte multe femei nu înțeleg că rochile cu spatele gol nu sunt potrivite pentru ținutele de zi, mai ales dacă vorbim de acele rochii din materiale prețioase, dantelă sau mătase foarte fină sau care au alte detalii de tip bijuterie. Indiferent cât de mari ar fi, oameni buni, doamnelor, sărbătoarea, în timpul zilei nu ne îmbrăcăm cu așa ceva, chiar dacă mergem la biserică, nu trebuie să fim extraordinar de prețioase, trebuie să avem o ținută adecvată momentului la care participăm, locului în care mergem. Și dacă e sărbătoare, putem să luăm și niște lucruri, niște haine din acestea potrivite zilei, perioadei de zi, sărbătorii care are loc ziua. Adică mergem la în vizită ziua, probabil, la cunoștințe, rudenii, mergem la biserică ziua, nu trebuie să sclipim, nu trebuie să strălucim. Suntem la fel de sărbătoare îmbrăcate și cu ținute adecvate momentului respectiv. Ce alte greșeli se mai fac atunci când vine vorba de ținutele de sărbătoare? Cred că femeile au tendința să adauge mult prea multe bijuterii atunci când ne gândim la ținutele de sărbătoare sau să poarte pantofi care sunt incomozi sau cu prea multe detalii în timpul zilei, optând pentru pantofi banali în timpul serii. Uite, nu înțeleg de ce femeile fug de pantaloni. Pantalonii mi se par o piesă vestimentară pe care putem să o integrăm foarte bine chiar și în ținutele de sărbătoare. În ținute elegante. În ținute elegante, desigur, și nu trebuie să ne gândim doar la cei pantaloni clasici, tip pană, pe care îi purtăm în mod obișnuit în ținutele office, de birou. Pantalonii găsim într-o multitudine de variante, fie că vorbim despre textura acestora, fie că vorbim despre cromatica lor sau croiul lor, și putem integra la fel de bine într-o ținută foarte elegantă, chiar dacă alegem o pereche de pantaloni evazați simpli, putem să jonglăm cu cămașa aceasta să aibă diferite aplicații sau să alegem pur și simplu piese vestimentare pe care le avem deja în garderobă, o cămașă albă și o pereche de pantaloni cu un print deosebit și alegem, știu eu, niște bijuterii foarte simple, foarte fine, care au puterea să transforme ținuta dintr-una simplă într-una ușor mai elegantă. Mergem de Paște la țară și vrem să ne vadă toată lumea așa cu niște, să ne invidieze, ne uite ce frumos s-a îmbrăcat, e de la oraș. Și în cazul ăsta ajungem să epatăm, în sensul că ne luăm ținute foarte sofisticate, foarte de sărbătoare, cum spuneam eu, în condițiile în care te duci să stai după aceea la grătar în grădină. Da, ajungem în curtea bunicilor și ne intră tocul în noroi până la jumătate. Dar noi trebuie să fim elegante și să avem, cum spuneai și tu, acea ținută de sărbătoare, pentru că toată lumea va fi cu ochii pe noi. Da, trebuie să aibă haine noi, să vedem cum s-a îmbrăcat, pentru că vine de la oraș. Da, femeile nu înțeleg că ținutele de sărbătoare pot să fie foarte frumoase și elegante, chiar dacă nu purtăm tocuri sau chiar dacă nu avem părul elaborat coafat sau un machiaj foarte strident. Rochile din materiale fluide sunt ideale pentru acest tip de ieșiri. De asemenea, pantofii cu toc pot fi înlocuiți cu o pereche de pantofi fără toc, acei pantofi Oxford, pe care nu-i găsim doar comozi, potriviți și eleganți în același timp, care țin locul foarte ușor unor pantofi cu toc. De asemenea, putem înlocui foarte bine rochile sau fustele cu o pereche de pantaloni culoți, că tot sunt foarte în tendință acest model de pantaloni și pe care noi găsim doar în varianta din denim sau în varianta mai casual. Putem alege foarte bine o pereche de
culoți, acest model de pantalon care vin până la jumătatea gambei, dintr-un material mai elegant, și în partea de sus fie alegem un tricou mai simplu și optăm pentru accesorii mai elaborate, fie alegem o cămașă care ne este confortabilă. Bun. Deci se poate. Se poate să fim îmbrăcate foarte frumos, cât de cât elegant și potrivit pe momentul zilei de sărbătoare, pe momentele din zilele de sărbătoare la care participăm. Să povestim un pic și despre bărbați. Nu de alta, dar și bărbații fac greșeli atunci când vine vorba de ținuta de sărbătoare și ei confundă poveștile atunci când vine vorba de alegerea vestimentației potrivite. Am observat că foarte mulți bărbați înțeleg să poarte costumul de mire, cum îi spun eu, acel costum foarte elegant, negru, sobru, fie că vorbim despre ținuta de biserică, fie că vorbim despre o ținută potrivită pentru cină. Nu înțeleg că și în cazul vestimentației bărbaților există piese vestimentare care sunt în același timp elegante și confortabile și care înlocuiesc acel costum clasic. Nu este adecvat să purtăm să poarte bărbații o pereche de ginși la biserică, de exemplu, însă pot să înlocuiască acea pereche de ginși nu doar cu o pereche de pantaloni de costum, ci o pereche de pantaloni eleganți, dar care să nu fie poate negri sau alte, o culoare foarte închisă, foarte închisă. Pot opta pentru culori mai specifice sezonului cald. Bun, și sacoul poate fi înlocuit probabil cu un jersey elegant, de exemplu. Ar putea fi înlocuit sau mergem pe o idee de sacou? Depinde de... Sau o cămașă și o vestuță. Exact, depinde de... Că tot spuneai tu că temperaturile nu vor ține cu noi. Este indicat și arată foarte bine să înlocuim clasicul sacou, fie cu un sacou colorat sau poate cu un sacou cu print, fie să adăugăm un cardigan peste cămașă și sacoul peste. Aici depinde de temperaturile de afară și depinde de gustul fiecărui bărbat. Ei nu trebuie să uite de asemenea de accesorii, pentru că și în cazul bărbaților vorbim despre accesorii și faptul că acestea pot să transforme orice ținută, chiar dacă aleg o cămașă albă foarte simplă și adaugă poate o cravată sau o batistă colorată, acestea au menirea de a transforma automat ținuta. Bun, deși voi bărbații puteți să faceți greșeluțe din acestea, aveți tendința ca de sărbătoare să vă îmbrăcați în costumul clasic, acela pe care probabil ați îmbrăcat când ați fost miri, nu e cazul. Puteți să luați ținute cât de cât elaborate, ceva mai simpluțe, dar care să arate la fel de bine și la fel de elegant și de sărbătoare. Da. Să nu se ferească de culori. Da, nu trebuie să se ferească de culoare, chiar dacă sunt oarecum în situația în care trebuie să poarte un costum, acesta nu este obligatoriu să fie un costum negru sau acel costum foarte elegant. Poți să aleagă fie sacoul să fie foarte elegant, fie pantalonii sau să opteze pentru o pereche de pantofi mai deosebiți, pentru că ei, orice pantofi ar purta, sunt confortabili. Nu trebuie, din acest punct de vedere, sunt norocoși, pentru că nu trebuie să se gândească la pantofi, dacă se poartă sau nu tocuri. Da, trebuie să știe să integreze piese vestimentare în ținuta lor, astfel încât să obțină o ținută de sărbătoare. Să spunem că mergi la biserică de sărbători. Ți se întâmplă să ai reacții din acestea, să vezi doamne, domnișoare, domni îmbrăcați total neadecvat în ideea că trebuie neapărat să arate într-un mod special de Paști, de sărbătoare. Se spune că atunci ne îmbrăcăm să se vadă prin tot ce ne încojoară că e sărbătoare mare. Să fie cu paiete, cu fel de fel de alte lucruri care țin mai degrabă de ținutele de seară, de ținutele pentru evenimente foarte elegante. Să știi că cel mai adesea mi se întâmplă să văd acest lucru la bunici, unde tinerele aleg să poarte rochii foarte, foarte scurte, iar îți dai seama că... Scurte, decoltate, transparente. Scurte, decoltate, cu foarte multe paiete, să-și mai pună și un ruj foarte strident și în niciun caz să nu lipsească bijuteriile, pentru că lumea trebuie să vadă că tu ai bijuterii, că ți-ai cumpărat ceva nou, știi tu cum e. Și am observat că foarte multe doamne aleg să se îmbrace foarte sobru, aleg acele fuste clasice potrivite mai degrabă pentru ținutele office, ținutele pe care le purtăm la birou, fug de culori, ceea ce mi se pare
absolut nepotrivit pentru sezonul cald. Dacă tot suntem în sezonul cald și dacă tot avem atât de multe opțiuni din punct de vedere cromatic, să renunțe la ținutele clasice, la rochile foarte clasice cu un croi drept, care nu, în primul rând nu le avantajează pe multe dintre ele și aleg acea ținută doar pentru că este elegantă din punctul lor de vedere. Da, cred că cel mai des am văzut rochii de seară purtate la biserică foarte scurte. Asta cred că este una dintre marile probleme. Bun. Bărbații la fel vin cu costume negre, costumele acelea de mire și ei au tendința aceea de a lua costumul impecabil la biserică, la întâlniri, la mese, la vizite din acestea, la rudenii, la cunoscuți. Din același principiu, trebuie neapărat să fie îmbrăcați de sărbătoare. Cred că bărbații uită să-și mai schimbe ținuta în funcție de momentul zilei. Și-au luat costumul pe ei dimineața și până a doua zi nu-l mai dau jos. Până noaptea, târziu, rămâne costum. Pentru că este o ținută elegantă, este o ținută cu care ei cred că nu dau greș, dar dacă se întâmplă să ajungă, știu eu, la un prânz într-o grădină sau la un restaurant care este pe o terasă sau pe o terasă unde nu este necesar o ținută atât de elegantă. Uite să-și mai schimbe acel costum din care pur și simplu nu mai ies și uite că sunt piese vestimentare, că există piese vestimentare care pot să le ofere acea eleganță, chiar dacă nu sunt atât de sobre, atât de clasice și demodate din punctul meu de vedere. Eu țin minte că mă distram în fiecare an în partea aceasta de țară, în Transilvania, se merge la udat. În a doua zi de Paște, bărbații se duc și stropesc cu parfum fetele, doamnele, femeile. Și mă distram în fiecare an când vedeam cât de scrobiți veneau băieții la udat. Trebuiau să fie, exact cum spuneai tu, cu costumul de mire. Nu cred că era cazul nici în această situație. Era ziua, venea, îi invitai, îi serveai cu ceva, nu era nicio problemă dacă era îmbrăcat ceva mai lejer, cu o pereche de pantalon mai de gală, cu un jersey, cu un cardigan, cum spui tu, sau cu o cămașă. Să renunțe la felul în care aleg să poarte cămașa sau cravata. Foarte mulți dintre ei vezi cu papion sau cu cravata care îi strânge de gât, abia că pot se respira chinuie. În toiul zilei. Da, uite, ăsta este, cred, chinul bărbaților, exact cum noi suntem cu pantofii. Exact, cu pantofii. Noi suntem chinuite de pantofii cu toc de foarte multe ori. Ei cred că sunt îngroziți când trebuie să poarte o cravată, mai ales dacă trebuie să o poarte de dimineața până seara, sau un papion, pentru că pur și simplu îi vezi toată ziua cum își reglează la gât cravata, încearcă să se elibereze de strânsoare. Da, uite, pot înlocui acest disconfort, acest accesoriu cu o batistă foarte colorată, de exemplu, care va atrage atenția oricum în partea de sus a ținutei și nu vor fi incomodați de purtarea unui papion sau unei cravate. Bun. Noi ne-am apropiat oarecum de finalul acestei discuții, dar am rămas așa în minte cu niște lucruri. Chiar dacă e sărbătoare și trebuie să fim un pic altfel decât suntem de obicei, nu trebuie să fim foarte radicali, în sensul că luăm cele mai elegante ținute din dulap. Probabil că nu le-am purtat decât la nunți, la botezuri, cine știe la ce evenimente din acestea peste noapte, la petreceri de noapte. Nu e cazul. Putem să fim eleganți și să avem acea prezență de sărbătoare și cu ținute ceva mai așezate, ceva mai firești de momentul în care are loc acea vizită, acea ieșire la biserică, în vizite, la o petrecere, să spunem, organizată cu ocazia sărbătorii pascale. Nu trebuie să luăm foarte multe lucruri sclipitoare și așa mai departe și nici costumul de mire. Și nici nu trebuie să purtăm doar rochii sau doar fuste. Să nu uităm că putem să purtăm culori, ba chiar este indicat, pentru că ele ne înveselesc ținuta. La fel cum nu suntem obligate să purtăm pantofi cu toc, pentru că avem atât de multe opțiuni la fel de elegante, care ne salvează în situații limită sau în situația în care trebuie să purtăm o ținută mai confortabilă. Bun. Mergi acasă? Sandra e din Oradea. Mergi acasă de Paște? Da, merg la bunici. În fiecare an îmi petrec acolo sărbătorile și sunt foarte curioasă ce ținute au ales fetele să poarte la biserică anul acesta. Pe Sandra o găsiți pe pagina ei de Facebook și pe blog. Și pe blog și pe Instagram, peste tot. Bun.
Sărbători frumoase, Sandra, dacă nu ne mai vedem. Ne vedem. Mulțumesc, după sărbători. Sărbători frumoase și ție și sărbători frumoase tuturor.